Noi avem voie să ne jucăm în stradă, în locuri prea înalte, în locuri abrupte și la fereastră, la bloc. Dacă cineva ne urmărește și nu putem suna pe nimeni, trebuie să apelăm la maturi. Am învățat că nu trebuie să umblăm cu focul, să nu, dacă suntem singuri, să nu să nu punem ceva în priză. Să nu umblu la aragaz, să nu deschid ușa la oamenii necunoscuți și să nu vorbesc cu oamenii cunoscuți. Noi traversăm stradă doar atunci când avem nevoie și o traversăm doar pe stradă, doar pe zebră sau pe spațiile subterane special amenajate pentru pietoni. Dacă la zebră este semafor, trebuie numai decât să așteptăm culoarea verde. Pentru ca regulile de comportament să fie memorizate mai bine, ofițerii brigăzii cu destinație specială Fulger au prezentat celor mici un show de excepție. Copiii l-au văzut și pe cel mai vestit polițist patruped adus de la centrul chinologic. Poliția insistă ca adulții să nu-și lase copiii fără supraveghere. Este foarte important ca copiii să cunoască, să nu deschidă ușa persoanelor străine sau care încearcă sub anumite motive să intre în domiciliu, iar când au astfel de situații să apeleze serviciul 902, vedeți că noi și-am insistat pe acest fapt, sau ne mijlocit să sune părinții. Foarte important ca aceștia să nu se joace în anturajul ferestrelor sau balcoanelor deschise, pentru că ei pot să cadă. Deja avem două cazuri înregistrate pe țară. La sfârșitul săptămânii trecute, un copil a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc de pe strada Nicolae Testimițanu din Chișinău. O altă fetiță a murit după ce s-a înnecat într-o râpă înnămolită. Tragedia a avut loc în raionul Lova.